Bună seara, dragilor, și bun că sunt la cu Grupul Online. De nou, la treabă. Sigur, ne gândim la o problemuță, la o chestiune la casa a treia. Ca de fiecare dată am vrea să reușim să avem, să facem problemele cele mai frumoase, mai interesante. Am văzut așa problema aceea cu buchetul de flori, cu le așezăm în vaze, și rămân câteva flori deoparte, dacă le punem câte 4-5, ce se întâmplă. Deci, am văzut așa niște lucruri interesante. Reacția voastră a fost pe măsură. Ați vizionat filmulețul acesta și mai mult. Chiar ați avut și niște comentarii. Așadar, din nou, Mihăiță și cu Ștefan sunt prezenți la lecție. Vreau să deschideți căițelele, luăm loc la masă și pornim lecția. Dacă încercăm următoarea problemă. Distanța de la Bacău până la București. Distanța la Bacău la București. Nu știu. Și o parcurge un biciclist. Deci distanța și asta o parcurge un biciclist. În prima zi, Bacău, București. În prima zi, el face 2 cincimi din toată distanța. Deci 2 cincimi din distanța totală. Ce ar însemna 2 cincimi? Împărțim sementul în 5 părți și luăm 2. Asta. Deci în prima zi împărțim pentru a înțelege toată distanța asta, care îi habar n-am, o împărțim în 5, 1, 2, 3, 4, 5, deci împărțim în 5 și din cele 5, noi, dar 5 părți egale, dragilor, important, 5 părți egale. Tot întregul acesta a fost împărțit în 5 părți egale. De cele 5 luăm doar 2. Da? Doar 2. Deci, preluăm. Distanța Bacău-București. În prima zi, bicicletul face 2 cincimi. Asta facem în prima zi. În a doua zi, face 2/3 din rest. Asta este restul. Da? Restul este tot ce a rămas. Și Ștefan face a doua zi 2/3. Deci restul este toată bucata asta. Da. Și îl face doar 2/3 din tot restul ăsta. Da. 2/3. Știi ce înseamnă asta, Ștefan? Dacă face 2/3? Înseamnă că din toată partea asta care a rămas, asta o să o împărțim în 3. Și este împărțită în 3 deja. Ce bucurie avem! Deci, atenție! În prima zi am făcut 2 cincimi și toată distanța asta am împărțit-o în câte părți? În 5. Și am luat doar 2. Iar în a doua zi el face, în a doua zi face 2/3. 2/3 din ce a rămas. Adică știți câte? Ce bucuros suntem că avem treimile. Perfect! Ce a rămas ca rest, e împărțit deja în 3. Da. Și
Și atunci noi luăm două. Adică cât face Ștefan în, dacă luăm mai două? Adică nu atât, mai două segmente. Asta e în a doua zi. Vezi? În a doua zi. Ceea ce i-a rămas, restul care îi rămâne, reprezintă pentru a treia zi. Deci ce rămâne, restul care rămâne, reprezintă 50 kilometri. Deci ceea ce rămâne înseamnă 50 de kilometri. Întrebarea este, care este toată distanța? Deci întrebarea asta este, care este distanța București-Bacău-București? Deci distanța Bacău-București egal cu cine? Cât e de mare segmentul ăsta? Care e distanța asta? Și a doua întrebare, 1, 2, cât a parcurs în fiecare zi? Adică în prima zi, cât a făcut din distanță? În a doua zi, cât a făcut din distanță? Da? Mai repetăm problema pentru prietenii noștri și pentru Ștefănuț. Da? Repetăm și spunem așa. Că un biciclist pleacă de la Bacău la București. Și nu poate să ajungă într-o singură zi. Distanța foarte mare. De aceea facem mai multe zile. În prima zi face două cincimi din toată distanța. Două cincimi, adică tot întregul împărțim în cinci și noi luăm mai două. Asta înseamnă două cincimi. În a doua zi face două treimi din rest, din rest, adică din ce au rămas. Și ăsta e restul. Rest. După prima zi. Aș zice restul 1. Nu? Ier 1, să zicem aici. E vorba de ier 1, primul rest. Iar în a treia zi, în a treia zi, a parcurs 50 de kilometri. A parcurs 50 de kilometri. Deci tot asta a fost restul și asta este a doua zi cât a parcurs. Da. Și restul care a mai rămas este doar de 50 de kilometri. Ștefănuț, vreau să înțelegi bine ce a parcurs el a treia din tot ce vezi tu pe tablă. Care e bucățica pe care a parcurs-o el a treia zi? Din nou pe loc la tablă și să judecăm împreună problema, da? Bucata pe care a parcurs-o este, pe care nu a parcurs-o sau a parcurs-o? Pe care a parcurs-o a treia zi. Ce pe care a parcurs-o a treia zi trebuie să fie aceasta. Asta e, excelent, excelent. Asta este pentru a treia zi, da? A treia zi. Și cât este a treia zi? 50 de kilometri. Foarte tare. Deci a treia zi este egal cu, aici, cât spunem, 50 de kilometri. A doua zi poți să spui cât a parcurs? A parcurs 100 de kilometri. Cum? Pentru că dacă o bucățică dintre aceasta este 50, două ar trebui să fie 100. Și este sigur 100. Nu numai că ar trebui. Este sigur 100. Deci asta, a doua zi, este egal cu 100 kilometri. Foarte tare. Și prima zi? Tot 100. Tot 100. Păi, da, fac o problemă. Și care sunt... Hai să vedem care e distanța, să răspundem la problemă. Care e toată distanța? În prima zi tot 100 să punem, da? Distanța este 100 de kilometri din prima zi. Așa. 100 din a doua zi și 50 din a treia zi. Corect. Care fac împreună 250 de kilometri. Deci distanța de la Bacău la București este egală cu 100 în prima zi, plus 100 din a doua zi, și plus 50 de. Și care înseamnă? 250. 250 km.
distanța Bacău-București. Și când am făcut în prima zi, dăm și răspunsul aici, în prima zi este 100 km, a doua zi tot 100 km, iar a treia zi, cum am și văzut, restul acela de 50 de km. Unde ți s-a părut interesantă problema? Aș vrea să încep să spui tu așa, cu cuvintele tale, unde ți s-a părut interesantă? Nu știu unde mi s-a părut, dar știu că mi s-a părut un pic ușor, pentru că trebuie doar să află bucata asta, după care totul venea de la sine. Este o fel de problemă cu mersul înapoi. Exact. Da? Este așa o metodă, metoda mersului în invers sau mersul înapoi. Adică tu trebuie să înțelegi, figurăm, deci pur și simplu desenăm ce se întâmplă în fiecare etapă, da. După care autorul dă capătul ăsta. Și tu de acum mergi înapoi. Și ușor, ușor să înțelegi foarte bine problema. Da? Metoda aceasta a mersului invers, înapoi. De la sfârșit, spre început. Cu spate. Da? Mersul cu spate. Foarte tare problema. Ai vrea să povestești totuși problema asta. Că tu vorbești foarte bine în germană. Și să spui așa, prieteni dragi. Liebe Freunde. Suntem la lecția profului cu prof online, la o lecție prezent cu prof online secțiune. Și cum vedeți, problemele par foarte ușoare. Wir sind das die Problemen sind leicht aus. La început am privit problema cu cum să spun, parcă cu teamă. Das erste Mal, dass ich es gesehen habe, war mir schwer zu verstehen. Nu mi-era clar ce se va întâmpla. Nu știam ce înseamnă fracții, două cincimi, două treimi. Da? Da? Deci cu teamă ai privit-o pentru că nu știai lucrurile astea. Două cincimi, două treimi. Asta e lucrurile care te speria. După care, ai înțeles-o ușor, ai intrat în problemă, nu? Spune-mi. În germană, să spun. În germană, sigur că da. Povestește așa. De mir gesehen habt und in ihr hineingedrungen seid. Deci, ce era dificil, a devenit ușor. Was schwer war, ist jetzt leicht. Care este secretul la matematică? Was ist das Geheimnis des Mathematik? Să ai încredere în tine. Du musst in dir vertrauen haben. Să citești problema de mai multe ori. Du musst das Problem mehrmals lesen. Să încerci să vezi unde se află chestiunea de finețe acolo a problemei. Zen, Vodas. Finețe? Unde este întrerupătorul? Zen, Vodar, Licht, Schalter. Asta e, întrerupător. Știi cum e ca la problemele matematică? Știi. Cum? Spune, știți voi cum e la o problemă de matematică? Vistirvest, ane matematic, problemist. Parcă a intrat într-o cameră. Când intri într-o cameră, când intri... Venir in ein Zimmer geht. Noaptea. In der Nacht. Te lovești de tot ce este acolo. De... Tu ești din... De toate lucrurile din camere, de șifonier, de mobilă, de tot, da? Te lovește. Și deodată cauți întrerupătorul. Und dann kommt du mit der Hand auf den Lichtschalter. Și când l-ai găsit, s-a făcut lumină. Und wenn du ihn gefunden hast, ist Licht in den Zimmer. Asta e matematica. Asta e matematica. So ist die Mathematik. Da? Întrerupătorul. Să pui degetul pe întrerupătorul, s-a făcut lumină și gata este. La problema asta... Imediat. Întrerupătorul a fost să înțelegem că bucățica asta ultimă este cea care rezolvă problema, da? Cea mai importantă. Da. Bun. Îți mulțumesc frumos pentru problemă. Cu plăcere. Cu plăcere. Dar și în germană, de exemplu, nu? Cum zice cu plăcere în germană? Se zice așa, nu? Cum ai spus acum. Adică ai spus într-un fel al tău. Urmează să... Da, o să urmărește
să descoperi și cuvântul acesta, da? Ce înseamnă cu plăcere. Da, dragilor, iată așa apare o problemă desfăcută, descârcită și înțeleasă foarte bine. Da, tu, Mihai, erai foarte, foarte încins, vrei să dai răspuns repede la problemă, de aceea eu acum îți voi pregătiți eu o problemă, tot în genul ăsta, de la Bacău la Timișoara, trebuie să fie o distanță mai mare, da? Bacău, toată lumea, Bacău, Timișoara. De la Bacău la Timișoara pleacă ciclistul. El va face, sigur, mai multe zile. În prima zi face două șeptimi din distanță. Două șeptimi din toată distanța. Ștefan, te rog să scrii și tu. Desenăm, scriem. Deci prima zi, două șeptimi din distanță. În a doua zi, face două cincini din distanță. Din rest. Ce a mai rămas după ce a făcut prima zi? Din restul care a rămas după ce a mers prima zi. Deci, în prima zi face două șeptimi din distanță. În a doua zi face două cincini din rest. În a treia zi face atenție. În a treia zi are pană la bicicletă. Și dietul de el face 1/3 din restul rest 1. Face 1/3 din face 2/5 din rest 1 și din rest 2 acum. Rest 2, adică după ce au făcut a doua zi. Da? Da. 1/3. Iar a patra zi face 80 de kilometri. 80 kilometri. Care este distanța Bacău-Timișoara? Vă invit să gândim problema. Alo? Alo, da? Mai găbeți să știți ce fac eu acum? O lecție de matematică. Da, suntem deci în lecția de matematică. Chiar acum am încheiat prima parte a lecției. N-am încheiat-o, am făcut o primă problemă la care Ștefănuț a fost aici la lecție și a și vorbit în germană. Am făcut și în română și în germană. Acum suntem cu a doua problemă și așa facem. Așa. Mulțumesc frumos. La revedere. Ai văzut, tata a sunat. Nu puteam să-mi răspund. Mă gândeam că este el. Hai să zicem. Deci, Bacău-Timișoara. În prima zi, două șeptimi din distanță. Atenție! Ai văzut? Am vorbit foarte frumos despre faptul că tu ai activat. Acum, sigur, nu te ajungi, nu? Nu. Deci, două șeptimi din toată distanța. Ce ar trebui să facem dacă e vorba două șeptimi?
ultima zi a... Nu, nu, nu. Ce ar trebui să facem pentru prima zi, dacă zicem două șeptimi? 2 pe 7, adică suma împărțit la 7 ori 2. Distanța, dar nu știi. Distanță. Nu știi. Deci ce fac eu cu segmentul ăsta figurat de mine? Îl împart în 7. Asta mă așteptam de la tine. Deci pentru prima zi împărțim tot segmentul acesta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Da? În 7. După ce am împărțit în 7, noi luăm doar două bucăți. Da, primele două bucăți. Da? Primele două. Că de aia înseamnă două șeptimi. În prima zi. Pentru prima zi, două șeptimi. Oricum, am rezolvat problema deja. Nu cred. Dar pe caiet. Da? Spun acum rezultatul. Hai, lasă, nu spune tot, dar să înțelegem și noi, vezi, nu? Tu ai tendința de a merge foarte repede, dar noi trebuie să analizăm în mult. În a doua zi, ce spune? Două cincimi din rest. Ștefănuț, adică... te invit să vezi ce înseamnă două cincimi din rest. Două cincimi din rest. Care ar fi restul? Poți să vii la tablă și să vedem, că din colțul tău acolo nu prea se vede bine. Două cincimi din rest. Care ar fi restul, te rog? Dacă prima zi am figurat, am și marcat. Restul ar fi aceste 1, 2, 3, 4, 5, 5. 5? 5, 5, 5, mi-ai zis bine. 5 sunt, da? Da. Restul ăsta e 5, 5, 5. Și noi facem doar două cinci. Adică până aici. Doar aceste două bucăți. Asta a doua zi. A treia zi facem o treime din rest. Ne uităm cât au rămas. O treime înseamnă până aici. O singură bucățică, da? Asta înseamnă o treime. Este a treia zi. Și în sfârșit ce-o rămas înseamnă 80 de kilometri. Acum mai simplu. Facem ca la prima problemă. 80, 160, aici 240 așa. Și 280. 240. 280 de kilometri. În total. În total. E bine? Da, da. Mă poți convinge? Da, pentru că dacă 80 înseamnă două bucăți, atunci 4 trebuie să însemne 160. Și cu încă două, 240, și cu încă una, 280. Foarte tare, foarte tare. Iar aceasta face doar 40 pentru că este una, nu două. Care, asta de aici, a șaptea bucată, jumătate, da? Da. În concluzie, ar fi doar 200 80 distanța. Nu prea corespunde realității, că distanța Bacău-Timișoara este mult mai mare. Hai să modificăm aici. Să zicem 160. 160 de kilometri ar fi în a patra zi. Atunci ar fi 160, acum 320, 480 și 400 și 510. 500? 10. Nu 500, da, 510. Ai zis 480. O 510. Și cu 80. Aha. Și cu 80 jumătate. Da, 6. Cu 560. 560, da? Distanța totală este 560. Din nou, o problemă frumoasă, interesantă. Metoda figurativă îți oferă șansa ca, în afară de raționamentul pe care îl facem abstract, ochiul să vină și spune, asta e bucata, prima zi, a doua zi, a treia zi. Deci de aceea metoda figurativă vine în sprijinul ușurinței, nu? De a elabora raționamentul. Deci te ajută mult. De aceea o să apelăm la metoda asta figurativă deseori când avem șanse. Bun. Deci, la întrebarea asta, distanța Bacău-Timișoara este egală cu cât? Cu 560. 560 km.
Cât este în prima zi? Cât a parcurs el în prima zi? 160 km. A doua zi? 160 km. Tot 160 km. A treia zi? 80 km. A treia zi? 80 km. Și a patra zi? Tot 160. Și a patra zi? Tot 160 km. Deci prima zi 160 ai spus? A doua zi? De 960. A treia zi, ai spus 80, doar o singură pătrățică de asta, un singur segment, deci de aceea o singură porțiune de jumătate. Și în sfârșit 160. Poți să povestești, fluent, problema așa asta? Sau să te ajute să vorbesc în românește și tu să te aduci mai bine? Da, mai bine. Spune așa. Iată-ne la o a doua problemă. De data asta, distanța Bacău-Timișoara. Jetzt die Distanz von Bacău-Timișoara. Ei, în mai multe zile distanța e mai mare. Ei, in mehrere Tage ist die Distanz größer. În prima zi doar două săptămâni din... In das erste nur zwei Zimante. Din toată distanța. Von die ganze Distanz. În a doua zi, două cincimi din rest. In das zweite Tag, zwei Fünftel von den Rest. În a treia zi, doar o treime din ce-a mai rămas. In der dritten Tag, nur ein Drittel von was noch ist. În sfârșit, în a patra zi, 160 de kilometri. Da? Und in das vierte 160 km. Vrem să înțelegem problema. Wir wollen das Problem verstehen. Încercăm să apelăm la metoda figurativă. Wir versuchen zu das figurative Methode zu... Într-un segment de o anumită lungime, zicem că ar fi distanța. Da? In ein segment... Distanța Bacău-Timișoara. Ein Segment von die Distanz von Bacău-Timișoara. În prima zi două șeptimi. In das erste zwei Siebente. Împărțim toată asta în șapte. Una, două, trei, patru, cinci, șase, șapte. Și luăm două. Wir nehmen zwei. Asta este prima zi. Ja, das erste. Ce a rămas? Câte bucăți au rămas de parcurs? Was ist geblieben? Wie viel muss man noch machen? Diferența între 7 și 2. Eine Differenz von 2 und 7. Asta era. Das war. Diferența în 7 și 2. Și acum, din tot ce a fost, din cele 5, doar 2 cincimi luăm. De-aia până am pus 5 aici. Wir nehmen nur... arată și tu. Nur 2. Diferența 7 între 2, 5 și de-aia zic eu 2, 5. Exact. Da? Da. Ca să-mi vine foarte ușor. Și atunci doar 2 din restul ăsta. 2, 5. Bun. În a treia zi, rămâne bucata asta. În a treia zi, zice o treime. Dar din nou îi deșteaptă ideea că diferența dintre 5 și 2... Ia spune așa, diferența între 5 și 2? Diferența între 2 și 5 este? Este. Cât? Între 5 și 2? O... Între 5 și 2. Diferența? 3. 3, pe zi? 3. 3. Bun. Și atunci eu am luat cât aici? Am luat o treime din rest. Wir haben ein Drittel vom Rest genommen. Iar ce mi-a rămas? Sunt două bucăți. Was die blieben ist? Care înseamnă 160. Și o singură bucată este cât? Dacă două sunt atâta, o singură bucată este 80. Asta este 160. Bun. Și astfel
Vedem câte sunt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Gut, also wir sehen, wie viele sind. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Și zicem 8 ori 7. Und sagen 8 mal 7. Cât fac? 8 ori 7? Ist gleich 56, 65. Und dann noch ein 0. Und dann noch ein 0. Mai punem un 0. Am punem un 0. Și gata, am făcut 560 km. Și așa am făcut toate problemele. Dar Mihai este supărat pe noi. Mihai spune, dar pe mine nu m-ați folosit deloc. Imediat îți fac acum și ție o problemă. Pregătește-te, Mihai, de problema care... Da, poftim. De problema care urmează. Ei, ia să vedem noi o problemă mai interesantă. Tot distanța Bacău. Bacău, cât să, ce să zicem? București? București, da? Că ești bucureștean. Da. Bacău, București. Da. Și acum zicem. Distanța Bacău. Bacău. București. Un biciclist o parcurge astfel. În prima zi face 3 11. 3 pe... împărțim la 11. Deci împărțim la 11 și zicem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ei, n-am fixat deodată bine măsura, așa mi-a ieșit, așa am lăsat. Deci, face doar în prima zi 3 bucăți de astea. Da? 3 pe 11. Da. În a doua zi, face 3 optimi. Adică din cele 8 care n-au, din tu. Restul de 8... Au rămas 8? Au rămas 8, da? Nu. Deci ăsta e restul. Deci da. În a doua zi... Facem, cât am zis? 3 optimi. 3 optimi din rest. Și adică ăsta e tot restul și facem 3 optimi. Adică ăsta 3, da? Deci a doua zi... 3 optimi din rest. A treia zi face 2 cinci din restul al doilea. Restul 1. Și acum 2 ori 5 din rest 2. Nu, adică mai punem două segmente. Luăm două segmente. Adică din ce a rămas sunt 5. Da? Și luăm din ele două segmente. Tot două. Da, două. Dacă spun 3 5, hai să spun 3 5. 3 5 din rest. Luăm atunci 3. Luăm 3. Asta în a câta zi? În a treia zi. Luăm 3 așa în a treia zi. În a patra zi... În a patra zi... face... 3 pătrimi din rest. 3 pe 4. 3 pătrimi din